сальне. А расплоди мои воедру, если я обед ела, что я обзыскую. Тащи тут ушти, ушти, будет тут ушти сейчас. Дайте, дорогу, блик, и моя прописка. Русалили се спуните яравнишни фети. Фетили ли Русалима пера? Ше Русалили де бадре се спунил? Да. Луа мințили oamenilor și lor care au iactă, dar care nu au apoi vai de capul lor. Și să mai spune că... Corect, corect. Da. Ia ca să mai spune că creștinii puneau frunzar pe la căs de... ca să-i păzească de rele. Puneau frunzar și pe la porți, pe la icoane, puneau frunzar sfințiți. Că e pericol de a bate gheața. Deci ei, ca frunzarii, trebuie să-i păzească de toate relele. Înțeles, bunică? Și ai, deoare și la noi, la moldoveni, ca sărbătorim vreo 3 zile și nouă tare ne mai plac sărbătorile? E, dar știu că ție tare, gine, îți mai place, mai ales 3 zile. Nu se lucrează nici în câmp, nici pe lângă casă, dar e gospodarul gospodarilor, socoate el la mine. Da, eu. Tu, hai de capul tău, eu nici nu vreau să mă mai laud cu tine. Dar și vreau să vă mai spun. Că nici nu trebuie să ne sfătim, ea ca bună oară cum noi amândoi facem lucrul ăsta cam ță de ță. Dar nu trebuie să ne sfătim, că se spune că ne e vârtejul rusalilor. Și de aceea nu trebuie să ne sfătim, trebuie să sărbătorim în liniște și pașii. Așa, ai înțeles, dragă bunică? Da, bunică, da. Așa, să ții minte și ți-o spune bunică. Te-ai bucat de că o muzit atâta. Trebuie cu auzi, tu vrei, nu-ți bate capul. Nu-ți bate capul tu de mine. Iată, eu bună oară, coliva înșert-o, plășințelele ni le-am gătit, dar ția nu știu de ce, dar parcă ți-o glamurit urechelețele urechele, că tu dimineață zic, tu te mai și adă frunzar și pune și tu la casă, că să știm și noi în rând cu lumea. Ia ca eu mă uit la vecin, ia ca la cumătru, uite măi, și-ați frunzarii agățați. Și la poartă, și la casă, mai mare dragul să te uiți. Dar la noi, ca la nu creștini, suntem parcă. Mi-am pare că aștept să mă duc eu în pădure după frunzari. Cred că să fac și pe asta. Ioane, hai să aducem frunzari. Uitați-vă la dânsul, dar îmi doare capul. Auzi tu, brenie tale, ca să te doară capul, mai întâi trebuie să-l ai. Dar ia ca îl ai tu sau nu-l ai, totdeauna din pălăria mea trebuie, din vieția mea trebuie să-ți cumpăr pălărie. Din pala sântămărie mai este o leacă. Așa că du-te mai gine și adă frunza și nu cred că nu e atâta de gură. Ies nepoții și du-te chiar. Cu Dumnezeu, eu întârzi la biserică, ca asta și apă slujba, dar eu încă-s acasă. Bunică, și tot face cu tine neați și ești florier, unde te duci? Și bunică, nu ți-am spus, trebuie să ne ducem la Sfânta Biserică, deoare și trebuie să păstrăm tradiția. Ia ca eu parcă mă văd când eram copchelaș, mititel, mă lua bunica cu dânsa la biserică, dar și credeți, eu deși mă dușem. Acolo ni se dădea vă două capișele și îi luam bomboniele. Ni se dădea și câte o lumnărică de pomană și așa o țineam cu sfințenie în mână, cu credință și în suflet și la Domnul. Thank you.
Da, da, că nu vii cu ei, noi, noi ne vom da și înapoi. Și o faci pe ești tăle și ne duci la crâșpă și ne pe. Ei, dar poftiți în casă, hai, venim. Poftiți, părnișe, puneți nereasă, la mireasă în casă. Pace drum, pace scălare, să trecem la cunița mireasă mare. Scălcăm pragul de drog, să trecem la ei. Bună ziua, bună ziua, cuniță nereasă! Ce stai în capă de masă? Ei, te închetuiesc, dar la conul mine nu gândesc. Că de când ați răbunit, el o dintre somn n-a mai avut. S-a bătut cu grăbunile pe toate târgurile. Ca să și s-a cumpărat gânușă de acasă, de dumitale, cuniță nereasă. Poftiți, cupăniță mireasă, de ne luați! Azi, cupăniță mireasă! Nu vă trebuie să luați, v-ați trebuit, m-am aristat! V-ați trebuit, m-am aristat! Deci, părinții când au plecat, v-a răspuns, că mi-a dat de trei ori ai sărit în sus. Bă, mamă, cum ai pleat și mai dat la casa mea? De nu mai da și nu mai da? Eu mă duc și mă-și bândura pe calea mirului, gaza păiecului. Când nu mai da și nu mai da, eu mă indica ca o cântână sacă, doar pe cântură de apă. Da, ia să nu dăm lăudări cu corumire, că e tare frumos, ar fi din cuptior scos. Are o frunte, cât o fute, are o gură, cât o șură, niște urechi parcă sprunță de curechi, niște mâini, cânjit ca niște pârlite. Și mai are un armăzar cât de fel cât un zânzar. He, 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 dar dă și noi să lăudăm mireasa noastră. Că mireasa noastră are ochi în paștri ca seninul cât e pancă ca și șinul. Cu scâtele cu costane, fug din țară cotomane. Și cu fișoarele cât bătușii, că fug din țară toți dușii. Și să nu credeți că de oameni sărași, de oameni avuți, are 20 de perne moi și toate spline cu noi. Și 20 de perne mici, toate pline cu furnici. Și 20 de perne mari, toate spline cu țânțari. Apoi, vieți cinerea să fie mari? Da, nu, ne place cinerea. Poftiți, spuneți cinerea. Da, spuneți mireasă, tare mult mai coastă. E cam puțin, cam puțin, nu cred că e așa de ieșit. Ia mai bine! Da! Poate n-am zis, poate n-am zis. Da! Să fii sănătoasă în cuniță mireasă și gazda care ne-a primit, mulți ani fericiți! Caschi teatru și drum până viață. Dacă vin până viață. Să vă aibă Dumnezeu în coaș și sănătate și vă duc în coaș. Ce am dacă merge aici? Las că el merge. Aici merge, ghez acolo. Serios, hai că mă uite. Nu-ți legi nici o piață. Așa se trebuie și eu. Uite, dacă ai zis. Ia, n-am înțeles mie. Serios. A, da, bun. Pe urmă gănuști. Pe urmă gănuști. Hai că eu îți spun ceva și cu schimbări. Nu-i nicăi. Nici o piață nu-ți gândi. Așa se trebuie și eu. Uite, uite unde trebuie. Ce arăt? Nu-l trebuie.
Un video cu urmă. Ați mai trecă, v-am mai spun. Da, da, vieți, vieți unii. Добрый день, дорогие друзья! Мы приехали к вам поделиться вашей радостью сегодня вашим праздником. Ансамбль «Севда» из села Казаклея Чатурнусского района от Иога Грузия приветствует вас! Желаем вам столько счастья, любви и благополучия, сколько воды в ваших родниках и колодцах. И пусть никогда не иссякнет сила ваших источников, не закончится вода в них. Пусть на земле не отмирают реки, пусть стороной обходит их беда, и будут оставаться в них навеки чистая и вкусная вода. Дорогие друзья, сегодня в честь такого праздника наш ансамбль хочет показать вам обряд, который... празднуется, проводится у гагаузов. Обычно это проводится 14 мая, на день Святого Афанасия. Обычай зазывания дождя. И сегодня ансамбль «Севда» показывает вам обычай пеперуда. Девочки в основном наряжаются венками и ходят, поздравляют хозяев в честь Дня Афанасия и зазывают дождь. Потому что обычно в мае очень мало дождя в нашей местности. И, как правило, в этот день после такого обряда к вечеру обязательно, хоть несколько капель дождя, но обязательно бывает. Я думаю, что сегодня погода как раз к этому тоже. Желаю вам дождя тоже. Ну, сегодня веселее! Барбер! Trăiască în continuare festivalul acesta, să ia în floare, cu numărul nostru a tuturor să fie și acțiuni de îmbunătățire a râului și în continuare să ne simțim bine la astfel de festivaluri. Să ne trăiți! Și organizatorii să trăiască și să fie sănătoși! Să ne trăiți, doamna profesor! Fera Donu, care este conducător artistic al ansamblu Făgării Botnenii din Bardar. Acum, cu deosebită plăcere, vreau să vă spun că, stimați colegii invitați, n-am putut noi să nu invităm acele localități din alte raioane care sunt riverane râului Botna. Am invitat din anenii noi unul din frumoasele colective care respectiv am participat și noi costeștenii la festivalul Floare de Măr în toamnă. Din anenii noi e vorba de formația, colectivul folcloric Legenda Mireni pentru promovarea tradițiilor și obiceiilor calendaristice de vară în cadrul festivalului Festival Ișnovă Botna Botnișoara. Domnul Alexandru Mamot, conducător artistic, ansamblu folcloric Legenda Mireni, anenii noi. Îmi face o deosebită plăcere astăzi să mă întâlnesc vechii prieteni, cei de la Costești, care ne-au vizitat la festivalul nostru folcloric. Îmi face plăcere să-i văd astăzi și sper la o invitație pe Țipăleni, care sunt aici. Am văzut pe Goreșteni, cu care am fost într-o reuni cândva și ne întâlneam la diferite festivaluri. Vreau să mulțumesc, vă spun că ați făcut o sărbătoare foarte plăcută pentru suflet, foarte plăcută pentru noi. Am fost întâlniți frumoși, ne ducem cu inima păcată și cred că ne vom întâlni în luna septembrie la a treia ediție a festivalului folcloric Flori de Măr în toamnă, care va avea loc la Mereni. Și complimente, și complimente domnului Vasile Moroșanu din partea costeștenilor și a ilovenenilor. Mulțumim mult! Plică să-i trecătorul!
Nu, un pățel. Mulțumesc! Domnul președinte, dacă ne permiteți să mânăm această diplomă de onoare, îndeosebi, am avut o deosebită plăcere să invităm colectivele de activitate artistică din Unitatea Teritorială Găgăuză. De acolo, din sudul țării noastre, care îi dorim să-i auzim prin melosul, prin vorba lor, prin cântecul lor, prin tradiția lor, să fie alături de noi, să ne vadă pe noi costeștenii și elovenenii că nu suntem răi, că avem și noi tradiții, avem și noi folclor și să atașeze către elementul cultural al neamului nostru. De aceea diploma se decernează colectivul folclorului Sevoda, Cazaclia, pentru promovarea tradițiilor și obiceiurilor calendaristice de vară în cadrul festivalului folclorului Chișinovăț Bodna Botnișoara și respectiv pentru evaluare în cadrul festivalului. Domn președinte, aplauze! Ați adormit! Doamna Maria Stamat, conducător artistic, ansamblu folcloric Sevda, Cazaclia, Чадыр Лунга, Ута Гагаузия. Спасибо вам большое за приглашение. Еще хочу сказать организаторам низкий-низкий поклон вам. Мы знаем, что такое организовать такие большие мероприятия.